Bună, fetelor! Inspirația de astăzi este Festival Coachella, la care, evident, nu o să mă duc, dar asta nu mă oprește din a crea un machiaj tematic. Primul pas este să ne prindem părul, iar având vorba că este vorba de Festival Coachella, nu pot face asta decât cu o coroniță din flori. Apoi este timpul să ne aplicăm primerul pe toată fața. Eu voi folosi o loțiune matifiantă mai întâi, iar apoi voi aplica un stick pentru minimizarea porilor și matifiere, dar doar în zonele mele probleme, adică pe pomeți, în zona nasului, a frunții și un pic pe bărbie. Apoi putem să trecem la machiajul sprâncenelor. Regula după care mă ghidez eu în general este că dacă ai sprâncene suficient de dese, poți să folosești un creion sau o mascara pentru sprâncene, pentru că asta o să dea un pic mai multă desime. Însă, dacă ai găuri în sprânceană, ar fi mai indicat să folosești un gel pentru a le acoperi. Și, evident, toate greșelile vor fi mascate folosind un concealer într-o nuanță mai deschisă decât tenul. Apoi putem să aplicăm primerul pentru ochi. Eu am folosit unul care se usucă destul de repede, așa că a trebuit să mă mișc extrem de repede ca să pot să le stompez pentru ambii ochi. Vom opta pentru un machiaj mai colorat pentru că dacă nu îți porți paletele alea mai flashy la festival și la concerte, când altcândva ai putea să le porți, doar nu la muncă. Primul pas este să luăm un fard roșiatic pe care o să-l aplic în pliul ochiului și o să le stompez cu o pensulă de blending. Apoi voi lua un fard fucsia cu o pensulă de blending un pic mai precisă și îl voi aplica de jur împrejurul ochiului pentru a crea un fel de hollow eye, dar nu pe ploapă, ci în jurul ochiului. O nuanță mai închisă de violet va fi umbra noastră, așa că o voi aplica cu o pensulă plată în formă de V la coada ochiului, iar apoi o voi blendui înspre interior. În colțul interior al ochiului și un pic înspre mijlocul pleapei voi aplica un fard rosy de fat. Iar pentru o pigmentare un pic mai bună, voi umezi un pic pensula cu spray pentru fixarea machiajului înainte de a aplica fardul. Apoi voi aplica gene false și mă voi da cu mascara atât pe genele superioare cât și pe cele inferioare pentru a le face să se blenduiască mai bine cu genele mele false. Pentru machiajul feței folosesc un fond de ten matifiant. În funcție de ce finish îți dorești, ai putea să alegi alt tip de fond de ten, însă știu că în condiții de festival eu am nevoie cât se poate de multă matifiere pentru că în câteva ore tenul meu ar deveni foarte, foarte lucios. Apoi, în zona ochilor, vom aplica un anticearcă într-o nuanță mai deschisă decât tenul nostru. Ulterior, am descoperit că aveam și o pensulă pentru anticearcă curată, dar am fost mult prea leneșă să o caut, așa că am folosit aceeași pensulă pentru fondul de ten pentru a-mi stompa anticearcănul. Apoi vom fixa totul cu o pudră liberă. Trebuie să ne mișcăm destul de repede în zona de sub ochi pentru că anticearcă nu prezintă un risc destul de mare să se strângă în cutele de sub ochi. Pe post de blush voi folosi acest duo de la Sephora pe care majoritatea dintre noi îl avem și care ne demonstrează că, într-adevăr, cele mai bune lucruri în viață sunt gratis. Nu voi contura fața, însă voi aplica un bronzer pe frunte și pe pomeți pentru că vreau să-mi dea un pic de culoare. Iar acum, și asta e partea mea preferată, vom lua un iluminator roz de la Anastasia Beverly Hills din paleta Moonchild și îl vom aplica peste tot, pe pomeți, pe puntea nasului, un pic pe buza superioară și pe arcadă. Pentru a da un efect un pic mai wow acestui machiaj, voi lua un creion dermatograf alb și voi desena pe frunte niște puncte simetrice față de axul central al feței. Punctul cel mai central va fi de fapt o linie pentru că va arăta un pic mai diferit față de celelalte decorațiuni pe care le-am desenat.
iar apoi folosind codița unei pensule de machiaj, o voi înmuia în acuarelă pentru pictura pe față într-o nuanță albă și voi desena aceste puncte de-a lungul frunții. Pentru punctul din mijloc, voi folosi o pensulă cu codița un pic mai groasă, iar apoi folosind o pensulă pentru eyeliner, voi desena o formă de lacrimă. Pentru buze voi opta pentru o nuanță de nude, pentru că vreau să contrasteze un pic cu machiajul ochilor. De asemenea, optez pentru o nuanță mată, pentru că vreau să-mi reziste bine toată ziua. Asta a fost tot. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați canalului meu. Pentru mai multe tutoriale, poze și alte măscăreli, vă invit să mă urmăriți pe Instagram, Snapchat și Facebook. Lista cu toate produsele folosite în acest tutorial va fi în descrierea de mai jos. Până data viitoare, stay perfect!